Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local și Protopopiatul Ortodox Reghin vă invită miercuri 9 decembrie, începând cu ora 17, la Casa de Cultură Eugen Nicoară, la un concert de colinde și muzică bisericească, dar și doine și cântece patriotice, susținut de Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Intrarea este liberă. Anul acesta avem deosebită bucurie de a fi gazda unei corale, unui cor bărbătesc, renumit și pe plan internațional și mai cu seamă pe plan național. Este vorba de corul Armonia din Constanța. Pune în evidență importanța colindelor și mai cu seamă acele voci de aur care au fost atât de mult apreciate și premiate. Această formație va concerta miercuri la orele 17 la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară. Ei sunt formați din 40 de preoți. Au câștigat locul întâi la Jocurile Corale din Letonia, astfel câștigând titlul de cel mai bun cor bărbătesc din lume. Deci, dacă vor să audă ceva frumos și de calitate, îi invităm în data de 9, după masă, la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Corala Armonia a fost înființată în anul 2001, iar din anul 2004 a intrat sub oblodirea înalt preasfințitului Teodosie. Aceasta este condusă de părintele asistent universitar arhidiacon dr. Ion Iulian Dumitru și este formată doar din preoți, diaconi și studenți ai Facultății de Teologie, unii dintre ei au studiat chiar și conservatorul. Această corală abordează un repertoriu diversificat, compus din piese religioase, polifonice și psaltice, folclor românesc, colinde tradiționale românești și străine și chiar piese din repertoriul clasic universal. Pe 12 membri din cei 25 ai Coralei Armonia îi vom vedea pe scena Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară cu un program ce cuprinde mai multe momente. Programul Coralei Armonia la Reghin va fi format din mai multe calupuri. Vom cânta câteva piese religioase, câteva colinde și piese patriotice. De altfel vom cânta și câteva doine, pentru că românul se regăsește foarte bine în doinele noastre. Ne bucurăm în același timp că vom fi în orașul Reghin pentru prima dată. Așadar, reghinenii sunt invitați la o seară magică, miercuri 9 decembrie de la ora 17, intrare liberă. Îngerii din cer au cântat imnul de slavă, mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bună învoire. Acest mesaj vor să-l transmită și membrii corului Armonia și de aceea haideți să ne hrănim sufletește, pregătindu-ne pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului, cu inimile pline de bucurie, de liniște și întărirea în credinței noastre. Thank you.